Incendiul a izbucnit ieri în jurul orei 17, iar pentru stingerea lui, cât și pentru prevenirea extinderii la alte imobile, au fost chemați să intervină pompierii din Sebeș. La fața locului s-au deplasat astfel două autospeciale de stins incendii. Acțiunea a avut loc în cooperare cu Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Vințu de Jos. În urma incendiului au ars acoperișul casei de locuit, confecționat din lemn și plăci bituminoase, pe o suprafață de aproximativ 200 de metri pătrați, două uși de termopan, două geamuri de termopan și circa 500 de kilograme de porumb.